V-am transmis despre ce vorbim. Doar întrebarea asta, puteți să ne spuneți dacă vi se pare corect să examinați aceste acte. Nu sunt femeie de refuzare și toate ce am de refuzare au fost respinse. Dumnezeu, ei creează prin această modalitate un precedent? Deci ea ia decizii cumva cu caracter subiectiv, având în vedere că dumnezeu, ei figurează la fel într-un dosar de confiscare a averii. Își creează un precedent pe cazul ei, presupune. În ceea ce se referă la actul de constatare inițială, vreau să spun că calțiunea dintre acestui act este simplă sau banală răzbunare a președintelui Autorității Naționale de Integritate. Vizată într-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, dar și într-o cauză penală pentru îmbogățire ilicită, Tatiana Vasiloae, magistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, face în continuare justiție. Deși ANI a stabilit o diferență substanțială de peste 1 milion de lei între averea și veniturile judecătoarei manifestată prin deținerea unui penthouse în centrul capitalei, magistrata nu a fost suspendată din funcție. Ea continuă să examineze și să emită hotărâri, inclusiv în dosare care vizează Autoritatea Națională de Integritate, instituție care a stabilit că judecătoarea a încălcat legislația. După întocmirea actului de constatare pe numele ei, judecătoarea a anulat numai puțin de 7 hotărâri emise de ANI privind averea nejustificată a mai multor foști și actuali funcționari. 2 ex-deputați ai Partidului Democrat, Dumitru Deacov și Nae Simeon Pleșca, dar și un fost șef din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Ciobănaș, sunt printre persoanele care au beneficiat de decizii favorabile emise de judecătoarea Vasiloae în lupta pe care o au aceștia cu Autoritatea Națională de Integritate. Reprezentanții ANI precizează că în ultimele luni au depus mai multe cereri de recuzare a Tatianei Vasiloae, de la examinarea dosarelor în care sunt vizate acte ale instituției, însă toate au fost respinse. Considerăm că nu este corect din partea dumneiei, având în vedere că figurează într-un dosar de confiscare a averii și de avere nejustificată, inclusiv îmbogățire ilicită, să emită hotărâri și să anuleze deciziile autorității. Dumnezeu, ei creează prin această modalitate un precedent? Deci ea ia decizii cumva cu caracter subiectiv, având în vedere că dumnezeu, ei figurează la fel într-un dosar de confiscare a averii. Își creează un precedent pe cazul ei. Presupunem, posibil să nu fie așa, dar având în vedere modul în care toate actele noastre sunt cumva anulate de către dumnezeu, adică cel puțin ultimele acte, putem să credem acest lucru. În prezent, potrivit reprezentanților ANI, Tatiana Vasiloae are în gestiune circa 30 de dosare care vizează actele emise de instituție, iar din momentul constatării averii nejustificate pe numele ei și până în prezent, alte 7 acte care vizează funcționari publici au fost anulate de aceasta. În contextul în care sunteți vizată în actul de constatare ANI, dacă se pare corect în continuare să examinați... Și avocatul nostru să vină la dumneavoastră și discută. Da, am discutat, dar avem întrebarea asta. Dacă vi se pare corect în continuare să examinați actele de constatare ANI în care sunt vizați alte persoane în aceeași cauză ca și dumneavoastră? V-am transmis despre ce vorbim. Doar întrebarea asta, puteți să ne spuneți dacă vi se pare corect să examinați aceste acte? Nu sunt femeie de refuzare și toate ce am de refuzare au fost respinse. După mai multe ezitări, Tatiana Vasiloae a acceptat totuși să discute cu ziarul de gardă și susține că legislația nu prevede modalități de recuzare și de abținerea sa de la examinarea actelor inspectorilor de integritate. Ceea ce invocă Autoritatea Națională de Integritate în cereri de recuzare, că eu îmi creez prin hotărârile pronunțate o practică favorabilă mie, nu este nici logic, nici legal, pentru că hotărârii ce hotărăsc se emite în numele legii și se verifică legalitatea acestei hotărâri în instanțele rafic superioare. Și vorbesc aici că se emite în numele legii pentru că
Sistemul de drept a Republicii Moldova nu prevede ca izvor de drept precedentul judiciar. Eu înțeleg ce spuneți, dar nu cred că ar putea strâni dubii asta în privința imparțialității cu care se examinează aceste... Criteriile trebuie să fie probate obiectiv. Doar faptul că eu sunt vizată de un act a Autorității Naționale de Integritate nici de cum nu poate vorbi despre imparțialitate sau lipsa de obiectivitate în examinarea acțiunilor mele împotriva ei. Și la fel, pot să vă întreb sau să întrebăm Autoritatea Națională de Integritate. Dar n-au considerat că pot apărea dubii la imparțialitatea Autorității Naționale de Integritate atunci când au emis actul de constatare faptul că eu sunt judecătorul care am anulat actele mele. Și un judecător incomod pentru că am scos în bileac mai multe carențe în activitatea managerială, anii referitor la nepublicarea metodologiei și lipsa repartizării aleatorii. La începutul anului trecut, ziarul de gardă scria că judecătoarea putea fi văzută zilnic în timp ce intră într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați amplasat într-un bloc din centrul capitalei. Magistrata preciza atunci că apartamentul aparține unei cunoștințe de-a familiei sale, care locuia în stânga Nistrului, iar ea doar intra să verifice să fie în regulă apa și căldura. În cadrul procedurii de control al ANI, femeia din stânga Nistrului a comunicat inspectorului de integritate că nu a avut venituri pentru a procura imobilul și a precizat că, de fapt, beneficiarul final al apartamentului era mama judecătoarei. Pe de altă parte, tatăl magistratei, care este și el funcționar public, nu a declarat acest bun imobil. Potrivit actului de constatare, femeia din regiunea transnistreană a fost utilizată în calitate de persoană interpusă pentru a camufla tranzacția în folosul magistratei. Totodată, Tatiana Vasiloae și mama acesteia au negat că apartamentul le aparține și au declarat că, de fapt, proprietarul final al bunului imobil este un prieten de familie al părinților judecătoarei. Acesta însă a refuzat să se prezinte la ANI, invocând lipsa de timp. La etajul 7 al acestui bloc se regăsește apartamentul cu 5 odăi în care intra magistrata Tatiana Vasiloae. Penthouse-ul a fost vândut în februarie 2020, la 3 zile de la publicarea materialului în ziarul de gardă. Suma tranzacției, 1.330.000 de lei, echivalentul la 65.000 de euro, adică un preț de două ori mai mic decât cel de piață. La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, persoana din stânga Nistrului a fost reprezentată de mama judecătoarei, în baza unei procuri din 2017, conform căreia acesta i-a fost încredințat, citez, să aibă acces și să administreze imobilul, inclusiv și dreptul de vânzare, donație, schimba imobilului menționat cu prețul și condițiile stabilite de dumnea ei. Astfel, ANI a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să inițieze procedura de eliberare din funcție a Tatianei Vasiloae în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare pe numele ei va rămâne definitiv. Totodată, a fost inițiat procesul de confiscare a averii nejustificate și a fost sesizată Procuratura Generală. La începutul lunii noiembrie, procurorii au inițiat urmărirea penală pe numele judecătoarei și au desfășurat percheziții la domiciliul, automobilul, locul de muncă și într-un alt imobil al judecătoarei. Magistrata nu este de acord cu actul de constatare al ANI și l-a contestat în instanța de judecată. Procesul însă nu a ajuns deocamdată la o finalitate. În ceea ce se referă la actul de constatare emis de ANI, vreau să vă spun că cartea medie acestui act este simplu sau banală răzbunare a președintelui Autorității Naționale de Integritate, Rubic Antici. Și am să vă explic de ce. Deci, în calitate de judecător, până a fi inițiată procedura de control și mi-a fost repartizată o cauză care avea un interes major pentru președintele ANI, Rudica Antoci, este litigiu dintre președintele ANI și Consiliul de Integritate. Și mi-a făcut inadmisibil acțiunea președintei ANI. Soluția mea a fost mulțumită de instanțele superioare. În cronologia hotărârilor care au fost pronunțate împotriva Autorității Naționale de Integritate și cronologia evenimentelor din cadrul examinării acestor cauze,
au fost atinse subiecte foarte sensibile pentru președintele Autorității Naționale de Integritate. Pe de altă parte, Rodica Antoci, președinta ANI, neagă acuzațiile judecătoarei și solicită ca aceasta să și le retragă public, precizând că, în caz contrar, autoritatea va face publice numele persoanelor interpuse care au făcut presiuni sub diferite forme asupra președintei ANI și a inspectorului de integritate pentru a nu fi emis actul. Experta anticorupție Lilia Ioniță consideră că judecătoarea ar fi trebuit să se abțină de la examinarea în continuare a cauzelor care vizează acte ale ANI, iar procurorii care au inițiat pe numele ei cauza penală ar fi trebuit să solicite Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din funcție. Eu cred că în situațiile respective, deci așa cum am zis, e vorba un pic și de moralitate și în fond dacă se aplică toate aceste reguli de abținere în procedurile, inclusiv în procedurile administrative, evident că doamna parcă n-ar trebui să examineze actele de contestare a actelor de constatare a ANI-ului. Dar noi suntem, mă rog, în țara imposibilului când e posibil. Asta e una și doi, eu cred că procurorii în momentul în care totuși au reținut-o, ei deja trebuiau să meargă și la CSM și solicite suspendarea ei din funcție.